Bună seara, bine v-am găsit la Football Show. Haideți să vedem împreună principalele subiecte pe care le vom dezbate în această seară. Nimic la nimic, Chindia și Voluntar s-au anulat reciproc într-unul dintre cele mai închise meciuri din acest sezon. Rezultatul o menține pe Voluntar pe podium, indiferent de ce se întâmplă în celelalte partide. Chindia, în schimb, are o singură victorie în ultimele 8 etape. Ne pregătim de primul derby al noului an. În mai puțin de o oră în Bănie începe Universitatea Craiova Rapid, partidă care a stat sub semnul întrebării din cauza cazurilor de COVID din tabăra gazdelor. Avem pregătite ultimele informații și declarații, dar și echipele de start, de unde vor absenta câțiva jucători importanți ai oltenilor. Am venit și aseară la Pitești, din Amoviști își varsă oful pe rivala de viață și încep deja declarațiile războinice la adresa celor de la FCSB. O să vadă ei dacă suntem sau nu de vai de capul nostru, a spus Flaviu Stoican. Înainte de meciul cu FCSB, câinii au o altă provocare dificilă, partida cu CFR. Dan Petrescu a primit 4 întăriri în această iarnă, iar conducerea CFR-ului anunță că vor mai fi surprize în lotul cu care va aborda play-off-ul. FCSB se pregătește de derbiul campionatului fără vreo noutate la capitolul achiziții, iar Toni Petrea surprinde la declarații. Nu e un meci decisiv pentru campionat, a spus tehnicianul roșalbaștri. Alături de mine se află Ioan Ovidiu Sabău și Cristi Dulca. Bună seara, domnule! Bună seara! Aș vrea mai întâi să discutăm puțin despre ce s-a întâmplat astăzi în partida care a avut loc de la 14 și 30 de minute. Chindia Voluntar a apărut așa că vin cele două echipe după o pregătire care, evident, continuă și în aceste prime etape de când se reia campionatul. Meci închis, remarcăm și debutul lui Budescu și ce ar mai fi de remarcat la acest 0-0. Cristi, sunt sigur că ai urmărit cu interes. Debutul lui Butean la Târgoviște, da. A lui Sila, doi jucători pe care i-a cooptat Chindian acest an. Putem remarca și plecarea lui Neguț la CFR, o pierdere mare, zic eu, pentru Târgoviște. În rest, un meci, așa, pentru un prim joc al acestui an pentru cele două echipe, un joc închis, fără ocazii. Cred că cea mai mare ocazie a jocului a fost în a doua repriză, mai știu, a șutat Butean la poartă și a fost o deviere acolo. O singură ocazie a avut Chindia. În rest, un joc de uzură. Mă așteptam mult mai mult de la Voluntari, o echipă care, chiar vorbeam cu Neluț înainte de joc, o echipă la care a crescut pretențiile fiind pe locul 3 și clar ne așteptam la mai mult, în rest nimic. Iarăși au ieșit în evidență arbitrii, din punctul meu de vedere, multe greșeli, n-a lăsat jocul să circule, au fragmentat foarte mult, în rest n-am remarcat nimic deosebit. Domnule Sabău, lăsând la o parte poziția din clasament a Voluntarului, are totuși un rezultat nu foarte rău pentru Voluntari, în condițiile în care acest punct o menține pe locul 3, indiferent de ce se întâmplă în restul etapei. Lăsând la o parte faptul că a fost o deplasare totuși destul de dificilă la Chindia. Nu e ușor să câștigi cu Chindia. Da, a fost clar, s-a văzut primul joc, o perioadă destul de lungă, pauză fără meciuri oficiale, meci, cum a zis și Cristi, fără ritm, fără ocazii de a înscrie. Dar rămâne, sigur că Voluntarul rămâne o echipă bine organizată, o echipă care a câștigat așa încredere, s-a creat așa un nucleu de jucători care se pare că se simt între ei, se ajută foarte mult și obținând niște rezultate bune, sigur că și capeți așa o încredere unii în ceilalți, în jucători, în antrenori. S-a creat așa o emulație, un entuziasm între ei. Dar astăzi, într-adevăr, un meci modest. Care ar fi totuși perspectivele Voluntarului în ceea ce rămâne din acest campionat? Este clar că e foarte greu de crezut că va mai pierde play-off-ul, Cristi.
la cum arată acum clasamentul, dar care crezi tu că e soluția? Pentru că mie nu mi se pare că au fost așa investiții foarte mari în lot. Bine, a venit Tamaș, care jucase totuși în Liga a doua, la Ucluj, ok, un jucător excepțional. Un antrenor care a fost dat afară de la Hermannstadt pentru că n-a reușit să redreseze echipa și iată-l acum, la, dacă se înjumătățesc punctele, la vreo 5 puncte de primele două poziții. Acum da. Sunt 9, dar... Cred că cel mai important aspect la Voluntari a fost faptul că și-a adus jucătorii care s-au mulat pentru echipă. Stabilitatea financiară cred că este unul dintre aspectele importante ale fotbalului românesc. Jucătorii cu experiență pe care are Voluntariul, iar cred că atmosfera bună pe care Ciobotariu ca antrenor știe să o facă, antrenamentele pe care și jocul. A adus câțiva jucători importanți, Nefen la rață, acum a venit și Budescu. Sunt câțiva jucători noi în echipă față de anul trecut, care au dat altă consistență jocului și clar, au avut rezultate. Au prins încredere, e foarte important acest aspect. Da, Budescu a fost un bonus. E un lot de muncitori care probabil vor gravita în jurul lui Budescu. Un transfer surprinzător și foarte bun pentru Voluntari, nu? Ar trebui să fie bun. Să fie acel jucător care în unele momente să facă diferența, știu, o lovitură liberă, ultima pasă. Da, să-l completez pe Cristi, dacă aș putea... Într-adevăr că par așa o echipă, fiecare joacă, nu au jucători să aibă niște calități individuale super, dar se pare că toți joacă pentru echipă, echipa, adică jucătorii aleargă foarte mult, și au o echipă organizată și, cum am spus, cred că rezultatele se datorează în primul rând faptului că jucătorii au înțeles că, fiind o echipă mică, sigur, faptul că nu au presiune, public și așa mai departe, dar pot obține rezultate dacă sunt bine organizați, pregătiți și toți să joace pentru echipă. Și au înțeles acest lucru. S-a creat, cum am spus, datorită rezultatelor, s-a creat așa încredere, o emulație, entuziasm, probabil și plăcerea de a se antrena. Au câțiva jucători cu experiență care sunt niște lideri, ajută foarte mult și pe ceilalți tineri. Cam aici cred că sunt lucrurile care a dus la aceste rezultate, această performanță, zic eu, destul de ok, că până acum era echipa care se lupta numai la retrogradare de la început și de-abia când se intra în play, se împărțea play-off-ul cu play-out, atunci mai investeau și se salvau așa în ultima sută de metri. Apropo de debutul lui Constantin Budescu la Voluntari, să ascultăm declarația sa de după meci. Bun găsit, cum este acest rezultat pentru voi? Bine v-am găsit. Cum să fie? Până la urmă este, am obținut un punct. Ne doream să câștigăm, dar am făcut acest egal care este mai bun decât o frângere, ca să spun așa. Ți-a plăcut cum s-a jucat? Nu a fost un meci foarte spectaculos, dar așa este, se vine după vacanță, terenul a fost așa cum a fost, sunt și minus 1-2 grade, nu știu că sunt, este foarte frig, sperăm ușor așa să ne revenim și să jucăm un alt fotbal. Simți că echipa asta poate mai mult? Avem o echipă foarte bună și asta s-a dovedit și anul trecut și cu siguranță poate mai mult. Tu cum te simți? Sunt bine, am apucat să fac câteva antrenamente și sper într-o săptămână, două să fiu la 100%. A contat pentru tine locul din clasament atunci când ai ales Voluntari? A contat și acest lucru, de ce să nu spun, dar am ales această echipă pentru că per total este mult mai bine pentru mine. Ce a târnat mai mult așa față de discuțiile cu Sepsi? Păi au fost discuții cu Sepsi, cu cei de la Craiova, cu Voluntari. Asta le-am spus și lor atunci, că mai sunt în discuții și nu vreau să vorbesc pe la televizor, să spun nimic până nu o să iau o decizie. Din păcate, au apărut ei la televizor și a ieșit un circ pe care nu cred că trebuia să-l creez. Vorbim de Craiova, antrenată de Laurențiu Reghincamp, cu ce te-am... Nu, cealaltă, clar. Ah, ok.
Și cum, ce n-a mers, ce nu ți-a plăcut acolo? Distanța față de casă e un argument important pentru tine? Este și ăsta un argument, pentru că îmi doresc să fiu aproape de casă, aproape de familie. M-am mutat de ani bune aici la Ploiești și chiar îmi place. Ți-ai dorit să rămâi în partea de sus a clasamentului când ai luat această decizie? Păi nu este nimic stabilit și mai avem mult de muncă până să rămânem în play-off. Mulțumesc! Întrerupem programul obișnuit pentru a merge în sediul FRF, acolo unde președintele Federației Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță s-au întâlnit pentru a stabili, cred, ultimele detalii. Este o știre detaliată pe site-ul nostru, luxport.ro. Edi Iordănescu este foarte aproape de a semna. Bine, asta știți cum e, că nu mai credem nimic după ce s-a tot întâmplat. Găsiți pe site-ul nostru, luxport.ro, detaliile acestei știri. Cum e, Cristi? Știu că toți membrii Comitetului Executiv au fost consultați, inclusiv tu. Ți se pare o alegere bună sau mai degrabă pare că e singura alegere care a rămas viabilă? Sigur că acum pe Mourinho nu putem să-l aducem viabilă și din punct de vedere financiar mă gândesc că n-are nici pretențiile financiare foarte mari Eduard Iordănescu. Da, într-adevăr, după toate propunerile pe care le-a făcut Federația anumitor antrenori, din câte știu și eu, au rămas în cursă Edi Iordănescu și Adi Mutu, din ce s-a mai discutat. Văd că Edi este mai curtat sau mai cumva în ședințe decât alți antrenori și eu cred că el va fi antrenorul. Dacă se vor înțelege sau vor cădea de acord cu contractul, eu cred că 90% Edi va fi antrenor. Un antrenor care a câștigat un titlu, un antrenor care antrenează de peste 10 ani în Liga 1. Eu cred că va fi o soluție bună. Domnule Sabău, din sursele noastre, chiar în acest moment se semnează contractul. Se pare că Edi Iordănescu va fi noul selecționer al României. Aceeași întrebare. Vi se pare o soluție de avarie după ce Naționala a fost refuzată? Și chiar dacă e soluție de avarie, vi se pare o soluție bună? Sau dintre aceste soluții de avarie părea o opțiune mai bună Adrian Mutu, fiind și mai apropiat, bănuiesc, de jucătorii de la Națională și cunoscând mai bine mediul de la Națională? Eu nu cred că se negociază cu cei doi. Eu cred că doar să semneze contractul. Pentru că, sigur, să antrenezi echipa națională, nu cred că mai vii să pui condiții. Adică să ajungi ca tu să fii, să negocieze, să propună să antrenezi echipa națională, pentru că, sigur, ei n-au experiență, dacă vorbim de cei doi, sigur, asta nu înseamnă că nu-l respect pe Edi sau nu este un antrenor pregătit, să nu se înțeleagă acest lucru, dar eu am spus că astfel de experiențe nu mai trebuie făcute, experimente nu mai trebuie făcute. Avem nevoie de un om cu multă experiență, un om care să aibă niște rezultate, un antrenor să fi jucat la cel mai înalt nivel, care să poată impune în fața jucătorilor. Și aici, dacă e să dau un nume, l-aș da pe Lotzi Bioloni, unul din puține antrenori români care a antrenat în Europa, adică să reziste, să fie foarte, foarte apreciat, să câștige în campionat în Portugalia, în Belgia, să antreneze în Franța. Și să formeze jucători la cluburile. Să formeze atât de mulți jucători valoroși, iar tu ca și federație, pentru că nu cred că Bioloni a venit să pună niște condiții. Eu cred că dacă a venit, înseamnă că își dorește, dacă a venit la negocieri, înseamnă că își dorește să antreneze echipa națională. Asta n-am vrut să mă pronunț acum, pentru că e clar că dacă a venit era... E clar. Atunci el știe ce poate să-i ofere federația. Nu cred că a venit să ceară niște lucruri ca să le închidă gura la cei de la federație, dacă pot să folosesc să spreze asta, spun, bine, am venit, am plecat. Nu, eu cred că el, dacă a venit și a dorit foarte mult să antreneze, că asta că nu cunoaște jucătorii, că nu cunoaște campionatul, să fim serioși,
Și eu zic că federația greșește pentru că nu a insistat și nu a făcut tot ce este omenesc, tot ce este posibil. Și Bologna e un om rațional. Asta tocmai un om care și nu cred că este un om cu care te poți înțelege. Care nu cred că nu poți să discuți și să ajungi la un acord în care ambele părți, sigur, ambele părți, sigur, să fie mulțumite, că așa e normal într-o negociere, dar să ajungi la loții 6 luni de zile de când nu mai antrenează, e o perioadă în care să fii uitat ce înseamnă această meserie. Vine, acceptă până la urmă să vină să negocieze cu tine, este aici, iar tu, nu știu care-i motivul, ce, sigur, vor fi foarte multe discuții, foarte multe interpretări, că e forțată, s-a speculat pe faptul că e împins în față, să câștige grupa de Nations League, dacă nu mă înșel. Da, nu știu. Nu, așa din ce știu eu, sunt surse neoficiale, nu știu. Nu, nimeni. Eu vorbesc de Edi și de ceilalți, că sunt anumite interese și așa mai departe. Nu, dacă va fi Edi, din punctul meu de vedere, are tot respectul meu, pentru că azi și Cristi a niște rezultate totuși, antrenează de atâția ani, doar că eu așa văd, așa cum am spus înainte, așa văd lucrurile. Avem nevoie de un antrenor cu multă experiență, cu personalitate, un om când îți spune ceva, tu ca jucător, nu te întorci cu spatele, se întrebe tu unde ai jucat sau ce ai făcut, la ce nivel ai jucat, vii să-mi explici mie, jucător de lot național. Adică în momentul în care Bolon intră în vestiar, știm ce a câștigat, ce fotbalist, ce om este, doar prezența lui impune respect acolo, doar când intră în vestiar. Dar probabil că cei din federație nu au nevoie de astfel de oameni. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Imediat după pauză vedem și echipele de la Craiova Rapid. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Revenim la Football Show. Discuțiile au continuat aici pe pauză în ceea ce privește selecționerul. Am făcut show aici, da. Fiecare a avut opțiunea lui și fiecare și-a argumentat-o, dar nu ne-am certat, să știți, doar ne-am contrazis atâta tot. Cristi, e diferență mare, că așa a început discuția pe pauză, ca să mai dezvoluim, e diferență mare între a fi selecționer și antrenor. Tu ești exact în ipostaza asta și aș vrea așa să punctez puțin. Ce ar trebui să aibă un selecționer în plus față de un antrenor de club? Păi, ambele ar trebui să aibă rezultate. Asta sunt lucrurile asta comune, am spus ce trebuie comun. Diferit. Clar, exact ce spuneai și tu, să fii selecționer e diferit. Dacă treci și prin munca de antrenor de zi cu zi la o echipă de club, poți să-ți dai seama ce înseamnă să fii acolo și după aceea să devii selecționer. Clar, un antrenor la echipa națională și vorbim de echipa națională mare, trebuie, că asta discutam noi în pauză, trebuie un pic de experiență, trebuie un pic de personalitate, adică nu poți să fii la echipa națională doar că ai avut 4, 5, 7, 8, 10 meciuri. Diferența e clară, e evidentă, nu ești zi de zi în iarbă, trebuie să ai ochi pentru jucător, nu poți să crești jucător zilnic. Să-ți formezi o echipă, să-ți formezi un plan de bătaie. La echipa națională mare nu prea ai timp. Adică nu ai timp să faci experimente foarte multe. Pregătești meciul în funcție de adversar, exact, bănuiesc? Exact. Și în funcție de ce poți tu. Și de ce poți tu și primul ce-ți oferă... Cer de la ei ce ești tu capabil să faci. Adică există program de pregătire fizică, bănuiesc, adică săptămânal. Te confrunți cu multe sisteme pe care le joacă jucătorii convocați. Tu îți dorești un anumit sistem, ei la club joacă un 4-3-3, tu joci 4-2-3-1, sunt multe lucruri de... Adică, practic, faci o muncă de birou, iar în cantonamentul pe care l-ai de 10, 12, 14 zile, trebuie să-ți ordonezi și să-ți pregătești echipa pentru a câștiga primul meci. Și să urmărești multe meciuri. Adică una e să-ți urmărești adversarul din campionat. Să ai oameni capabili lângă tine, cei cu care... să te consulți, să-ți dea informații corecte, analize corecte de fiecare jucător, selecția la fel foarte importantă, la fel să creezi un grup care să lupte unul pentru celălalt, la fel relația, grup, echipă, antrenor, la fel să respecte, să ajute unii pe ceilalți,
La fel, sistemul, cum am zis, sistemul potrivit pentru jucătorii pe care tu i-ai, pentru că automatisme nu poți să antrenezi, nu poți. Cât? În două, trei zile tu vei crea automatisme pentru atac? Nu, să-i pui pe fiecare jucător acolo unde este capabil să dea cel mai bun, cel mai bun randament. De, Cristi, sunt de obicei la o acțiune de național, sunt două meciuri în general. Cam cât? O săptămână, nu? 14 zile durata cantonamentului, dau un exemplu. În care asta înseamnă două antrenamente pe zi, nu? Mi-am adus aminte, vorbeam cu Mirel Rădoi de cum a pregătit meciul cu Germania. Eu urma să am un meci important și îmi doream să joc cum a jucat România cu Germania, pentru că mi-a plăcut meciul și cum a pregătit chiar antrenamentele, dar eu nu aveam timp. Am avut doar două zile înainte de meciul respectiv, două, trei zile. E greu să schimbi, să joci într-un 3-4-3 pe atac și în 5-4-1 să-ți creezi antrenamentele în două zile. Adică e foarte greu să... Bine, în 5-4-1 e ușor să joci. Bun. Sau să nu joci, că de mai nu vrea să joci. Lumim acum. De acolo pornești. Da, adică corect. Adică e mai ușor, mai că ușor, acolo da. Trebuie să și acolo pregăti. Trebuie să-ți, clar. Dar sigur, cum să nu. Și la fel același, să creezi clar acel nucleu de jucători. Ăla e primul 11 și cu ăla te duci. Corect. Dacă tot schimbi jumătate de echipă la fiecare meci, sigur, schimbi atunci un jucător suspendat, sau accidentat. Sau pe cineva care e în foarte dar, bună formă. Clar, mă, eu cred în acești jucători, ăștia sunt primii 11 și merg pe mâna lor. Nu tot schimb, la meciul ăsta apar unii, la următor apar alții, pe urmă iarăși îi chem pe cei de la primul joc, ea nu mai au chef, nu mai... Și la fel nu se creează relații de joc, prietenie. Știți că nu vreau să fiu răutăcios, eu nu cred că numai de la selecționerea asta cu schimbările astea și cu câțiva jucători așa surprinzător apăruți așa, că la asta vă referiți. Nu, adică prea mulți jucători apar și joacă la echipa națională. Uitați-vă, echipele naționale au clar, când te uiți la Italia, Germania, Anglia, te uitai la România, erau aceiași 11 jucători, aceiași jucători până la urmă. Corect. Revenim la fotbalul de club, avem un derby în această seară, Universitatea Craiova Rapid, situație foarte dificilă pentru Craiova, foarte mulți jucători au pierdut o mare parte din pregătire din cauza cazurilor de COVID. Ascultăm declarația lui Laurențiu Reghecanf de dinainte de meci. Bun găsit, domnule Reghecanf, 2022, primul meci al anului. Cum sunteți după toate problemele despre care știe deja toată lumea? În primul rând sunt nerăbdător și bucuros că avem un asemenea stadion, asemenea gazon. Vă dați seama că asta e un motiv de bucurie pentru toate echipele care vor veni și vor juca aici, pentru că este ceva incredibil. La temperatura asta să ai asemenea condiții. Toată lumea l-a admirat, să știți. Și eu l-admir, nu vine să cred. Încercăm să supraviețuim, încercăm să trecem peste acest meci. Nu va fi ușor, va fi un meci foarte dificil pentru noi, pentru că am trecut printr-o perioadă foarte grea, unde pur și simplu n-am putut să ne antrenăm. Ne-am antrenat în grupe, ne-am antrenat cu jucătorii care au fost sănătoși, cei care au fost covidați au trebuit să stea separat, să nu se antreneze. Nu este o perioadă bună pentru noi, mai ales că ne așteptam ca în această perioadă să facem o pregătire bună, să clarificăm lucrurile care le aveam de clarificat, lucrurile care n-au mers în ultimele 6-7 etape unde noi nu am câștigat. Din păcate nu s-a întâmplat acest lucru și de aceea și semnalul meu și îndemnul meu către fani să aibă răbdare și să fie alături de jucători. Vorbeați de fani, deja îi auzim, vin probabil de la meciul de handbal, ne așteptăm la o atmosferă extraordinară și cât va conta asta? Întotdeauna, când se joacă Craiova cu Rapid sau Craiova cu Dinamo Steaua sau meciurile importante din campionatul din România, atmosfera este una bună. Pentru noi va conta foarte mult aportul fanilor, cred eu că meciul ăsta ei sunt cel mai importanți, pentru că sunt sigur jucătorii vor da tot ceea ce pot pe teren, dar au anumite limite pentru că pregătirea lor nu este una optimă și sperăm încet încet să-i punem pe picioare și să redevenim echipa puternică pe care ar trebui să o arătăm etapă de etapă. Mă uitam pe foaia de joc și remarc apariția lui Screciu lângă Crețu acolo în mijlocul terenului. Mă uitam că mai aveați soluții, văd de exemplu pe Mateiu, dar știu că el a stat destul de mult. Mateiu vine după 3 luni de inactivitate, după o pregătire care nu a făcut-o pentru că a fost bolnav de COVID. Are o săptămână jumătate de antrenamente, deci nu era o soluție să înceapă din primul minut. Încercăm să alcătuim o formație solidă, o formație care să poată să facă față acestui meci.
pentru că așa cum ne-am gândit cu toții, cei de la Rapid vor veni să câștige și sunt sigur că își doresc acest lucru, mai ales că noi am trecut printr-o perioadă nefastă. Supărat un pic că n-au vrut să amâne meciul? Nu, eu nu am nimic de comentat. Ăsta este regulamentul, respectăm. Eu mi-am început pregătirea de la începutul săptămânii și le-am spus jucătorilor apți că asta e viața. Probabil cum am trecut noi acum prin perioada asta, vor trece și alții. Asta este perioada. Ne aducem aminte de meciul Tour. De fapt, cred că toată lumea, pentru că a fost un meci extrem de spectaculos și cu un ritm excelent de joc, practic ocazii mereu pe tot parcursul, mai ales reprizei secunde. Va fi la fel astăzi sau ne așteptăm la un tempo un pic mai... Eu asta îmi doresc, ca echipa mea să joace întotdeauna fotbal total, să atace, să facă presiune, să câștige balonul cât mai repede, dar având în vedere faptul că noi nu ne-am pregătit la nivelul ăsta, cred că nu va fi cazul în această seară, dar vom vedea reacția celor de la Rapid. Mulțumim, ne auzim la final, vorbim. Cu mare drag. Da, l-am ascultat pe Laurențiu Reghecamp. Cred că este cea mai problematică situație din acest sezon, pentru că sunt jucători, vedem și primul 11 imediat, sunt jucători care revin, dar nu au făcut o pregătire completă. Înseamnă că s-au antrenat complet. Dacă revin. S-au antrenat, dar vin după o săptămână de izolare, au fost asimptomatici. Acum, toți... dacă a fost chiar izolare, dacă vii după o săptămână și joci meciul ăsta. A, știți cum e, s-au după COVID, în cameră. Nici capacitatea pulmonară, Cristi, nu mai... S-au antrenat în cameră, pe culoare. nu, cred că au făcut. Au făcut separat. Adică... Așa e o perdea de fum, așa chiar credeți? Că mie mi se pare că și încercând să amâne meciul și tot sublinind faptul da, că... Da, e ok. Terenul super. Da. Deci tot respectul pentru oamenii de la Craiova. Arată cum arată, în perioada aceasta. Deci incredibil. Haideți să analizăm trebuie puțin. Trebuie lăudați oamenii când fac lucruri super. Să analizăm puțin echipa. Ilia Cili în poartă, Vlădoiu Pap, Constantin Bancu în defensivă, Screciu și Crețu, Gustavo, Vână, Ivan și Colici. Lipsește Nistor, care este în continuare accidentat, lipsește Uri și el este accidentat. Uri pe el, bine, nu a mai jucat. Numai că... Curică, el a fost de mult accidentat. Da. Revine Mateiu, dar nici el nu poate fi folosit. În rest, n-arată rău. Nici măcar cred banca că, de rezervă. Cred că Nistor, cea mai, nu știu, absența cea mai importantă din punctul meu de vedere. Și ce vorbeam mai devreme, eu cred că, bun, chiar dacă nu s-au pregătit cu echipa, n-au făcut, dar cred că partea fizică au putut o regla pe teren făcând separat, adică nu cred că este o problemă. A făcut ea 7-8 împreună. Da. Nu, așa e echiparată destul de bine și nu sunt foarte multe schimbări. Poate Vână în locul lui Nistor, în rest... Da, e îmbucurător că Colici, uite, tot joacă, deci nu mai e accidentat. Din ce știu eu, Vână este singurul care a scăpat de... De cine COVID. Vână, da. Pentru că nu e pe listă. Sunt Bancu, Screciu, Căpățână. Da, și el era. Marius Constantin, era și el pe listă? Da, eu din câte știu și Vână, m-a surprins. Da. Nu? A, ba da. Și Ionut, Vână. Ba da. Ionut și Vână el. Și da, da. Am zis că, nu, Gustavo, cred că n-a avut. Din toată echipă. Este... Ia zic că e seama... Cumva s-a... Nu, da, voiam să vă întreb dacă cumva... starea fizică, indiferent dacă face antrenamente după COVID, mai e la fel? Este clar, resimt. Depinde dacă cât sunt... De grav, dacă sunt asimptomat... Nu, n-am avut. Nu zic cât de grav au fost. Depinde cât, da. N-ar juca. Eu zic că dacă... Bun, deci vă văd optimiști așa în ceea ce privește echipa Craiovei în această seară. L-am văzut pe Reghi așa destul de zâmbitor, adică nu că ne vedem, optimist. Ne vedem după, cu plăcere, dacă da. O să vedem. Să vedem. Dacă nu va bate, va spune că e vina COVID-ului, nu? Sigur, no. Glumim. Trebuie să mai luăm o scurtă pauză, revenim și cu echipa Rapidului și cu declarații din partea oaspeților imediat Rămânescu. Revenim la Fotbal Show pentru ultima parte a emisiunii de dinaintea partidei din Bănia. Am văzut ceva mai devreme echipa Craiovei, Rapid, așa, din ceea ce am văzut. Are un moral mai bun, n-au fost atâtea probleme în ceea ce privește absențele sau problemele medicale.
Vedem, iată, și primul 11 debutat. Iată, Acuña, tocmai ce a fost adus, cred că nu, numai cu o săptămână abia a venit. Fundaș dreapta adus din campionatul Argentinei. Ce surprinde absența lui Albu. Albu l-a pus în dreapta. A lui Grigore, vreau să spun. Da. Grigore e o absență importantă. Cred că Albu nu va juca în zona interdreaptă. Dar nici Crepuliac. Păi... Să nu fie sistemul ăsta? Nici unul peste celălalt. Adică Albu în zona mai centrală. Mai degrabă 4-2-3-1, așa? Cu... 4-2-3-1, clar. Să fie așa Albu? Va. Albu... Albu și cu Crepuliac, dar lui... central, nu? Lui Bălan, nu? Da. Doar ce Ilie cu... Bălan, vârf împins, clar, și... Ștal și cu... Lui, nu? Da. Posibil. Ștal și cu Sefer, probabil. Sau poate chiar Ilie, nu? Sau Ilie, mijlocaș central ofensiv în spatele lui Crepulia și Albu. În fine, meci foarte important, domnilor, și pentru Rapid. O prinde pe Craiova, nu știu dacă mai prinde așa, cu toate văicărelile, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Rapid un e... jumătate de sâmbure. Da. Sau un sâmbure așa mai spart puțin. Nu cred că Rapid o mai poate prinde pe Craiova așa în situația asta. Am văzut și declarațiile lui Mihai Rotaru, că nu mai visăm la nimic. Adică cine crede în titlu doar visează. Dar Rapid poate face, după cum vedeți, iată, un salt până pe locul... Sunt trei echipe acolo, nu? Da? Trei echipe cu 32. Bine, și Argeș. Nu, are un parcurs bun, Craiova. Argeș, tare, Sepsi vine și atare din spate. Șapte meciuri, nu? Fără victorie. Ultimele eu cred că ambele, echipele își doresc victoria pentru că ar pierde locul de play-off în cazul în care viitorul, cine mai acolo... Păi avem Farul la egalitate, da, Farul, pardon. Argeșul la 31 de puncte, eu nu le-aș scoate nici pe UTA și Sepsi, UTA, cu 27 respectiv 26. Argeș, Craiova, Rapid și Farul se luptă pentru play-off. Mai e cam ca acum un an, numai că și Botoșanul e mai jos acum și Voluntarul mai poate fi trasă undeva pe locurile 7-8 chiar. Întrerupem programul obișnuit pentru o declarație a lui Mihai Stoichiță. În ce proporție avem acum selecționat? O să vedem marți. Eu zic că marți se va finaliza, așa că nu pot să... dau un procent acum. E Edi Iordănescu selecționerul potrivit pentru Naționala? Oricare dintre cei care au fost până acum erau selecționeri potrivit pentru Național, din numele care s-au vehiculat. Dar Luciu Belen i-a primit un semn atunci când a discutat cu dânsul? Nu vreau să reiau acest lucru. Loții probabil că va organiza o conferință de presă în care va expune exact punctul de vedere asupra ceea ce s-a întâmplat. Dar ați primit vreun răspuns de a ajuns la varianta Edi Iordănescu? Da, sigur că da. Președintele a fost tot timpul în contact cu absolut toți cei care au fost pe această listă. Știți foarte bine. Dar ce l-a nemulțumit pe Loții? Poftiți? Ce l-a nemulțumit pe Dumnezeu? Clauzele din contract, probabil. Știți foarte bine că au apărut. Nu are sens să le reluăm acum. Nu mai... Ce să mai discutăm? Obiectivul pentru Edi Iordănescu care referă la campionatul european? Cele pe care le știți. Și la mondial și la european? Adică și la european și la mondial. Nu, la european este, nu. Nu. În caz de calificare, cred că se va prelungi automat un eventual contract. Mulțumim! Da, l-am ascultat pe Mihai Stoichiță, îmi cer scuze pentru întreruperea bruscă, dar a trebuit să totuși vedem important această reacție. Da. Totuși e vorba de selecționerul echipei naționale, așadar marți este comitet executiv. Marți ar trebui, în sfârșit, după ce ni s-a tot promis, că după ce se încheie campionatul, după ce începe campionatul și tot așa, sau după ce reîncepe campionatul... De înțeles, până la urmă nu e ușor. Nu e ușor. Și o răspundere mare, sper să fie inspirat să le leagă pe Loții. El vedem și pe președintele federației. N-a oprit, doar a salutat așa puțin din mers.
Nu știu, așa se face și la celelalte echipe naționale. Acum doar întreb, nu sunt ironic, nu sunt... Adică se face o listă... Nu vrea să schimbă antrenorii la echipe. Bine, celălalt. Și atunci când trebuie să se schimbe, că pleacă, să spunem, Fabio Capello sau Lippi când au plecat. De la... atât de mulți echipa națională să discute... Adică se face o listă și chem pe fiecare în parte, așa, nu știu. Mie mi se pare un pic cam ciudat. Bine, au încercat. Prima variantă a fost Răzvan, nu? Cu el s-a negociat. Da, dar acolo s-a... s-au răcorit repede pentru sau că imposibil. Da, pentru că Pauk nu s-a negociat. Da, grecii n-au vrut să-i dea drum. Greu. Imposibil. Formă cu Dan Petrescu, care s-ar fi putut, dacă s-ar fi plătit, cred eu, acea clauză, din câte am mai auzit și eu și am citit în presă că nu s-a dorit să achite acea clauză. Chiar și Mara așa, nu știu, a scăpat porumbelul, care a spus, nu era o sumă mare să fi plătit cei 400 sau 500, nu știu, 400, să nu greșesc, 400.000 de euro acea clauză de reziliere și ai ajuns la Bioloni, nu mai scapi. Și pe Bioloni nu-l mai scapi. Că dacă el a acceptat să vină, nu poți să compare. Adică ce a rămas în momentul de față, n-ai cum, nu există termen de comparație acum. Tot respectul și normal să-i respectăm pe ceilalți, dar are o experiență și am spus înainte, adică la atâția jucători valoroși, să te impui în fața unor astfel de jucători atât de valoroși pe care i-a antrenat Loții Bioloni. Și plus cariera lui de antrenor, cariera de fotbalist, încă n-ai cum, adică în momentul de față să-l compari cu cineva. Da. Din ce a rămas în curs, vorbesc din ce a rămas în curs. Da, sigur. Ei sunt, ei răspund, ei aleg, până la urmă, decizia lor, a domnului președinte Burleanu și își vor asuma până la urmă. Da, mergem din nou la declarații, le ascultăm pe Adi Matei. Bun găsit, primul meci din 2022. Cum e Rapidul înaintea unei astfel de confruntări? Bună seara, bună seara și invitaților din studio și telespectatorilor. Cum să fie? Până în momentul de față suntem foarte bine, am terminat perioada de pregătire bine, spun eu, chiar dacă rezultatele din meciurile amicale nu au fost așa cum ne-am dorit cu toții, dar cred că va fi bine în această seară. Ne uităm, Acuña, venit de câteva zile, da, direct în primul 11, da, mai aveți acolo soluții? Ce v-a determinat să... Păi, în primul rând, este un jucător cu foarte multe trofee câștigate în Argentina și ne-a dat încredere prin pregătirea pe care a arătat-o în toată această săptămână. S-a integrat atât de rapid? Foarte bine, foarte bine. Am văzut și o schimbare de ultim moment. Foaia era concepută cu Marzuc titular, da, însă va juca Bălan, da, care-i... Bine, cred că au greșit cei de la care au scris foaia. Bălan era de la început. Da? Da. Bun, vă întreb și cât va conta pentru băieții din teren faptul că Mița Iosif va fi în tribună și va fi vacarmă aici cu siguranță pentru că e recunoscut. Da, asta poate să fie un impediment, dar până la urmă nu este prima dată când Mihai este în tribună datorită suspendării și băieții au arătat că și fără el pot să facă lucruri pentru noi, pentru echipă. Cu siguranță toți microbiștii își amintesc de meciul turc, care a fost unul extrem de disputat cu un ritm excelent de joc. Da. Nu ne așteptăm la asta și azi, bănuiesc, fiind primul meci al anului. Noi sperăm să avem un ritm foarte bun de joc, sperăm să ne facem jocul și, așa cum am spus de fiecare dată, la sfârșit să ne bucurăm împreună cu suporterii. Mulțumim și ne auzim la final. Seară bună! Am ascultat și declarațiile lui Adi Matei, așa e la Rapid, înainte, e antrenorul de declarații de dinainte și după meci avem un alt antrenor, face parte însă din farmecul Rapidului și această situație. Domnule Sabău, pentru că vorbeam în turul de campionat, sau aș vrea să te întreb mai întâi pe tine, Cristi, vorbeam înainte de întreruperea campionatului de faptul că Rapid avea un 11 foarte solid, dar nu prea avea rezerve. Odată cu trecerea etapelor am văzut ce înseamnă să lipsească jucători importanți. Mi se pare că s-au mișcat bine totuși în această pauză și au completat pozițiile lipsă, cel puțin așa pare. O vezi pe Rapid poate un nivel mai sus în ceea ce a rămas de disputat, iată, mai avem 8 etape în afară de meciul ăsta. Păi, cred că cel mai important lucru e faptul că putem scoate în evidență parcursul bun al Rapidului, ceea ce
nimeni nu credea. Adică o nou promovat, chiar dacă a avut foarte mulți jucători cu experiență, nu îi se dădea șanse prea mari de a avea rezultate și continuitate în rezultate. Având în spate suporterii, având în spate acești jucători cu experiență și axul central, mie mi se pare cel mai important lucru. Cel mai valoros. Da. Și plus portarul. Mie mi s-a părut foarte, foarte, foarte bun și foarte inspirat. Clar, este echipa nou promovată care a dovedit că își merită locul pe care îl are acum și eu cred că cu aceste, exact ce spuneai tu, cu aceste veniri poate să compenseze jocul foarte, foarte bun. Da, pare că cineva își face treaba bine acolo, domnule Sau. Și cineva care nu prea apare la televizor așa des, nu știu cine. A reușit să facă niște transferuri inspirate, foarte bune, cu jucători care au experiență și la un moment dat cei patru fundași erau cam cei mai importanți din campionatul nostru, poate nu cei mai valoroși, dar la un moment dat jucau foarte bine. Îmi aminte începutul de campionat, 7 meciuri fără înfrângere și jucau foarte bine, adică și Grigore și Săpunaru și Moraes, nu în partea stângă. Moraes, da. Și în partea dreaptă a început foarte bine Belu, nu? Și mi s-a părut, dar unde au suferit ei, cred eu, în atac. Deci un atacant central, cred că ar fi avut nevoie de un alt gen de jucător, un jucător cu mai multă personalitate, la fel să decide și individual, personal, acțiunile, să-și ia acțiuni pe cont propriu, la fel, dribbling, viteză, da, ok, am înțeles. Așadar, în aproximativ 10 minute începe partida din Bănie. Ne vedem evident și după cu reacții. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vizionare plăcută în continuare.